Am hotărât, zice Domnul, să cercetez familia. Amin. Să cercetez poporul tânăr. Amin. Vreau ca din cei tineri să facă o știre. Glorie. Și să mă folosesc de ei cu mari minuni și semne. Pentru că am cercetat și tineri, și bătrâni, și în vârstă, și cei care le-am vorbit, dar n-au luat aminte cei în vârstă. Și vreau să intru să cercetez inimile tinere. Vreau, zice Dumnezeu, să mă descoper prin vis de noapte, să mă descoper, să le vorbesc, aleluia, să-i dezleg din legături și să lucrez cu ei, aleluia, pentru că am mult popor de ridicat și de mântuit din ținuturile acestea. Vreau să ridic tine, vreau să dezleg, vreau să mântuiesc, zice Dumnezeu. Multe lacrimi ale părinților și ale mamelor stau înaintea mea și ard pe altar și mă voi îndura, zice Dumnezeu, în vremea aceasta. Țineți-vă de jurință, care ați făcut jurință pentru apropierea de mine. Cei care se vor întoarce cu toată inima spre mine, iată, voi lăsa îngerii să se bărască peste casele lor, peste viața lor, și voi binecuvânta pâinea cea de toate zilele. Voi intra, zice Dumnezeu, să mă proslăvesc, voi intra să vindec, voi intra, zice Dumnezeu, să ridic, voi intra, zice Dumnezeu, să dezleg legăturile. În vremea aceasta, căutați cărările vechi. Lăsați firile, lăsați veștile, lăsați filmele, lăsați serialele. Unii folosesc paharul, lăsați paharul și apropiați-vă de Domnul ca să vedeți slava mea. Vin vremuri de strâmbtorare și iată că cei care vor fi cu inima sinceră, eu voi fi cu ei și le voi da biruință, zice Dumnezeu, a ei. Doamne.